Neața, frații mei peloponezi. Ne vedem ca și ieri pe același traseu, aceeași cursă, cel puțin în prima parte a zilei, mergem tot la Corbi. Ne-am fost și ieri, tot cu vagon single, simplu. Și să vedem după aia încotro mergem. Sper să merg tot la la partner logist la Wisbeach acolo, că ar fi o zi ușoară dacă aș merge iar acolo. Ar fi giugiuc mugiuc. Băi, vreau să vă zic că m-am uitat puțin prin comentarii la postarea cu giveaway, cu concursul, și am văzut că mulți nu au respectat ceea ce am spus. Adică, sau na, probabil n-am văzut eu. Momentan n-am văzut la toată lumea share la unul dintre videourile mele. O să mai mă uit atent. În fine, nu mă așteptam să fie atât de multă lume. Chiar foarte multă lume. Adică, gen, mă așteptam să fie 20-30, dar deja sunt, cred că, peste 80 sau mai știu câte. Deci foarte multă lume. Chestia e că unii au scris altfel, particip. Am spus exact cum vreau să fie scris. Deci cei care știți că a scris altfel, dați editare ca să intrați în concurs, pentru că dacă să intrați în concurs, să fiți corp, că vreau să fie corect cu toată lumea. Așa că dacă n-ai scris cum am spus și n-ai dat share-ul aferent, dacă te va extrage pe tine acel generator de numere sau acel extractor de comenturi, am văzut cum mai e o chestie, pur și simplu se extrage un coment câștigător, o să văd care îl aleg. Dacă vă extrage pe voi și nu ați îndeplinit cei doi pași care mi-am scris acolo clar și mare, să știți că nu o să pot să vă dau căciula și o să trag pe altcineva, așa că dați un edit acolo și vedeți ce rezolvați. Să mă rămas la limită de 40 și am să merg cu 25. Morții vii! Mergem și noi? Ne mișcăm și numai cu talent? Care dracu are mai mult de 40 aici? Că ăștia merg toți ca niște moși. Niște moși, fraților. Băi, în sfârșit am mai încălzit și aici, frate. A început să mai fie 8, 9, 10 grade ziua, că deja mă disperase. Deci iarna asta chiar a fost iarna aici, frate. Adică iarnă pentru ei, deci chiar a fost frig. E primul an în care a fost atât de multe zile frig. Nu mai zic de temperaturi cu minus, pentru că anii trecuți și acum 2 ani și acum un an, cred că am numărat pe degetele de la o mână zilele în care a fost minus. Și acum nu se mai satură atâta frig. Păi, dacă am și astăzi o zi ca aia de ieri, ar fi surprinzător de bine. Am băgat 13 ore. Mamă, ce mă mânecam, un frate. Stai că aici este una bucata lucrăris. Băi, încerc, am văzut că lumea mi-a zis că e mai ok așa să fac video ca cel de ieri. Adică, bine, ieri am avut doar în principiu un mesaj așa de spus, cel cu concursul, dar să le fac așa scurte. O să văd dacă mi iese, dar În principiu ați văzut că filmez de obicei chiar ce e mai interesant, adică gen pe unde ajung, încărcări, descărcări sau chestii de-astea. Sau vreun drum de ăsta mai mișto. Nu te schimba! Nu te schimba că te rupă genunchi! Te rupă genunchi.
Păi, să continuăm ziua. Am descărcat. Surprinzător, nu mergem la West Beach. Mergem în Nottingham la Boot sau Bat Foods, adică mâncare de cur sau mâncarea curului. Ceva genul ăsta. Păi acolo am mai fost de vreo două ori, cred că încărcăm noi la Transpalet, încărcăm ceva pâine. Pâine de aia congelată. Este o fabrică arăbească. Ea chiar mi-a dat, cred că am și acum congelator, mi-a dat niște lipide alea congelate. Bine, când mi-au dat, erau proaspete. Dar mi-au zis să le congelez și mă vor ține cel puțin 2 ani cât aveau termen de garanție. Mamă, cu o râie 12%. Bă, nu știu dacă am mai fost pe aici. Nu cred că am idee. Hai să folosim și noi ăsta ca retarderul. Chiar se duce, frate. Opa, 30, uite unde e camera. Bă, scârbă, a pus limitare 30 și camera fix aici. Tot gura mătii. Ce te uiți, boss? Că vin tare. Ia uite, 27, așa, zâmbește. Dă un zâmbet, nebunule. Ah. Bă, fac cam mult, frate, pentru 40.000 le fac o oră jumătate. Deci înseamnă că merg mai până cătune de-astea. Să mă rămăsa. Mai bine ieșeam de la catering de acolo, de la Corby. Și am spre catering A14 M1 și urcam la Nottingham. Nu trebuie să mă iau după GPS-ul. Nu trebuie să mă iau după GPS-ul. Dar ataite. Nici n-am observat de fapt până acum. Acum am observat că fac până acolo o oră și jumătate. 40 de mile. 40 ceva de mile. Bă, păi înseamnă că eu mai fac astăzi, frate, ceva. Cred că mai prind și un Stokesley. Ajung acolo în jur de 1. Trebuie să mă opresc, mi-aș fi ceva de ronțăit. De mâncat am mâncat dimineață pe marginea drumului un breakfast. Un breakfast englezesc. Deci o țin numai așa, frate, eu cred că din orășel în orășel o țin eu. Uite și tu ce-i pe aici. Mamă, vine un viraj de la 90 de grade. Sper să am loc. Bine că nu e între case. Totuși mă voi încadra și pe banda asta ca să nu mă osui pe borduri. Bă, cu toate că mi se pare că am cunoscut drumul ăsta. Să mai fi fost eu pe aici? Mi se pare că vine un drum de ăsta îngust așa. Nu cred că este exact. Putea totuși să ies în A14 de aici, nu mai știu exact. Nu mai știu exact. Asta e, să vedem noi ce indicații ne dă GPS-ul. View route, show instruction. 6.600, 6.606,
Nu ies, frate. Deci eu merg doar pe naționalele astea și după aia pe A52, care ăla e în Nottingham, ăla îl știu. Deci eu merg numai așa, mă. Păi tăia, mă, la mă, pe mine atât de mult până acolo. Merg doar așa, pe coclauri. Dar e mai bine. E mai bine de filmat decât autostradă și mers pe două benzi. E mai bine așa. Au. Băi, clar n-am mai mers pe aici, frate, eu. Deci clar, mi-aduceam eu aminte, e chiar mișto zona. E mișto că urci așa și se vede toată zona asta de câmpie. De fapt, aici cumva sunt niște dealuri de-astea înalte. Se vede zona de câmpie de unde am venit. Nu știu dacă voi vedeți pe video exact ce văd eu. Adică clar nu se vede atât de mișto. Au. Azi am prins și vreme mișto. Chiar dacă bate un pic vântul ăsta, cam tare. Dar e mișto vremea. Vreme de primăvară. Chiar e vreme de primăvară. Ce vale mișto. Hai, boss. Alt orășel. Bubingham. Așa la 30. Ce mai ce pot? Nu era o limitare de asta aici să-ți rupi cârca? Pentru ce n-ai bă pus-o pentru școală? Ai în școală aici? Școală. Ce tare este așa pe dealuri. Au, deci, ține giratoriu. Înțelegi, giratorii imaginar. Mamă, dar un gust, e mâncați aici gura ta. Văd că mai e un camion în față, sper să nu... Să nu avem vreo surpriză pe aici așa. Aha. Hai, bus. Trec de ăsta, mă, frate. Sper să-și dea seama că n-am cum să trec și să se oprească. Că-i mierlesc. Hai! Păi și unde mă dau, mă, bossule, în spate? Că nu am unde. Poți să intri? S-a stricat și ăsta mașina fix în mijlocul intersecției. F
Fix în mijlocul intersecției. Trebuie să găsesc și eu ceva să mă opresc să mai iau ceva de mâncărică. Ricărică, mâncărică. Băi, șmecherul zona 1 pe aici. Da, că am mai văzut și eu, au, ceva nou. Cum mi se luase numai de autostradă. Autostradă și depozit. Au. Voi v-ați strâns din ce în ce mai mulți pe canalul ăsta de YouTube. Nu știu de unde veniți, dar foarte mulți sunteți. Nu știu ce să mai mă fac acum. Acum chiar că nu știu ce să mai mă fac. Iar 30. Gata, boss, ho. Nu mai da cu roșu, că uite, merg ușor. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Am început, dracu, să vorbesc și cu semnele. Vezi? De-aia îmi place mie meseria asta. Uite, de-aia, frate. Mai vezi câte ceva, una, alta. Mamă, ce lac șmecher e aici. Mamă, cât e de mare. Nu prea vezi aici așa lacuri mari. Mamă, cred că se vede mișto de când cobori de aici. Cred că undeva de sus. De-aia îmi place, frate, mie. Chiar dacă cumva la actual loc de muncă e și oarecare monotonie, adică gen aceleași curse, nu știu ce, uite, pac, îți mai nimerește câteodată asta, giugiuc, giugiuc, mugiuc, te scoate din monotonie. Aș vrea așa să filmez, să las camera să filmez tot, dar are și iar un vlog de la imens. Cum îmi spuneți tot mai mult, bă, nu mai faci de la marca, nu se uită nici dracu, nu se uită nu știu ce. Bă, eu le fac așa cum pot. Nu stau acum să editez fiecare cuvânt, etc, etc. Sau fiecare imagine, etc, etc, etc. Îl fac și eu exact așa cum pot. Bă. Bă, bă, bă. Bă, 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 bă. Mă, rămbă ăsta, deja mi s-a dat de mers pe aici, nu mai localități, frate. Nu mai 30, nu mai străduțe înguste. Ăsta ce mai e cu aici? Pod peste apă. Boss, vezi să nu dăm oglindă în oglindă, boss. Păi da, direct până centru. Până centru. Uita-i tirocu. Tirocu, birocu. Uite, mai e și pe... A, uite și pe ăla în față. Trebuie să fac stânga mai în față. Ia să vedem noi unde facem stânga. Sper să avem loc acolo. Nici nu am unde să mă duc în altă parte decât stânga. A, uite, moș. Aici la aer. Hai, mortu viu. Mortu viu, mortu viu. Sper să fie ok pe aici. Sper să fie ok. Așa știi că facem dreapta pe 606. Adică pe aici. Asta e 607, eu fac pe 606. Oh.
ce dracu nu mai fi luat eu, frate? Ieșeam eu pe unde știam, o colam așa și așa aveam timp. Am uitat pe căcatul ăsta. Nu-mi place, îmi place să merg așa, gen, nu uite și pe ăla, cum mă fac cu aia, că mă dădeam eu mai în față. Da. E logică, n-am unde. Proasta proștilor. Adică îmi place să merg așa o perioadă mică pe orășele, sau na, hai, că e național, ăla e ok, mergi cu 50, 40, dar așa, frate, nu mai pun orășele de-astea și nu mai prin sătuce, nu-mi place. Mai stai și cu emoții. Mai stai și cu emoții după aia. Și cum trec eu tot înainte. Tot înainte. Pai de rida. Mamă, ce mișto se vede pe partea aia. Na, și aici avem o altă coborâre. Coborâre cu viraje. Coborâre coboroasă. Ia asta, s-a pus aici să-și facă poze, cred că da. Mamă, chiar se vede șmecher rău de tot. Mamă, ce mișto se vede. Și noi puțin aici așa. Să nu pute doar în frâne. Uite ce mișto se vede. Vedeți exact cum v-am spus, aici e o parte de deal. Foarte tare. Nu mă gândeam că e așa ceva până în mijlocul Angliei. Mișto rău zona. Mișto, dar uite ce îngust e. Mișto, dar nu prea mișto. Opa. Ne ducem pe noroi ăsta. O palmă de asfalt mai puneau și ei în plus la drumul ăsta. O palmă mai trebuie. Bă, jale. Jale, bă, jale cu atâtea localități, m-au spart. Nu știu ce e aici. Nebunie pe hârtie. Ia uite cât ghiocei. Nebunie pe hârtie. Boss, era să-mi iei oglinda, să-ți iau oglinda. Am tăiat și eu puțin virajul ăla. Mamă, ce coade după mine de mașini mici, dar ce să le fac, frate? N-am ce. Merg cum trebuie, așa e drumul. N-au pe unde să depășească și normal că se face coadă. Normal. Am scăpat și de ăștia. Așa că știu că e prin spate, pe o stradă de asta îngustă și trebuie cu spatele la ei în curte. Deci e fabrică ZF de subansamble și cutii de viteză. Auto și pata. Ce faci? Alergi nebun la pământ. Oh, mama mea, mamă. Au. Au, de aici altă de asta de mâncare. Eu tot n-am oprit să-mi iau. Cash. Au. Cash nu am. Trebuie să intru pe o stradă. Boss, stai acolo cu duba.
Băgați-i pula în dubă. Bă, ce căcat o părit. Bă, ce căcați o părit ăștia cu dubele. Bă, asta sau e altă? Cred că asta. Da, asta e, asta e. Că știu când am venit aici, nu-i găseam. Pentru că ei sunt undeva pe partea aia și mi se pare că se numesc altfel sau nu mai știu ce. S-au mai dat ăștia din firmă, al nume, nu mai știu cum. Care și cum a fost treaba. Uite, ăștia sunt aici, boss. Trebuie să-ți dai seama că o să intru cu spatele. Nu știu cum o să faci să-ți dai seama că intru cu spatele, dar trebuie să-ți dai seama. Mașină parcată și vedeți ce stâlpi sunt acolo. Ca un cur. Ca un cur se va intra aici. Ca un cur. Așa, și-a dat seama. Trebuie să scap de stâlpul ăla de acolo. Ca să intru. Prima oară când am venit aici era să mă urc pe el, să-l fac varză. Hai, boss, te-ntorci. Să-i pe bordură, că n-ai ce să faci. N-ai, frate, ce să faci. N-ar face și nici măcar loc sau ceva. Te doare pe în cur cum intră șoferul. Important e să intre. Mersi, moșu. A fost un băiat deștept. Boss, nu te băga în spatele meu, băga mea și pula în arabul mătii. Dau cu spatele și te bagi în spate. Te mași în gura ta. Stai așa că o dau mai aproape, ho. Side, yeah, I know. Then you stop to here, yes? Okay, okay. Știu, mă, pișeam aș pe tine de la răboi. Știu că vrei. Am o loc. Dragii mei, mă duc să-mi rup cârca. Vorba vine, ne revedem după aia. Gata și cu încărcarea. Mergem în firmă. Bine, evident că o să mai facem altceva. Eu ajung acolo în firmă la 4 și ceva, până las ăsta un 4 jumate. Deci e clar că voi mai face ceva. Mi-au dat fraierii iară, fraierii. Mi-au dat prietenii mei arabi iarăși pâine. Mi-a dat două pungi de pâine. Și da, trecută mi-au dat și mi-au zis, astea mi-au zis că sunt, nu mai trebuie spuse la congelator, dar trebuie consumate în maxim 3 zile. Și evident că sunt foarte multe. Probabil o să le arunc, altceva n-am ce să fac. Mai fac și economie de 3-4 lire cât aș cumpăra pâine zi de zi. Na, ce să le faci, așa sunt ăștia, adică toți șoferii care vin aici primesc câte ceva. În principiu pâine. Și aici să-mi dea tot asta că de data trecută am mâncat. Bine, mă, i-am spus cum aia și pe aia care mi-a dat acum câteva luni. I-am spus că o am încă în congelator. Mi-a zis să am grijă că maxim 2 ani e bună. Așa congelată. Asta e că n-a tot zicea cineva că bă, ăla zi, atunci când am fost, când vine sau când am fost la Hinckley, la ăla cu carne de shawarma.
Da, zicea că mi-a ieșit și mie ceva. Uite, mi-a ieșit o pungă de pâine. Băi, mergem acasă. Nu știu ce o să mai fac după aia. Oricum, când ajung acasă, trebuie să fac o pauză. Și vedem, de fapt, mai trebuie să fac decât 30 de minute. Acum, când am ieșit de aici, am stat, cred că de-aia e pauză. Că am pornit mașina, m-am mișcat un pic, am stat pe ciocane cât am încărcat. Am ieșit de aici, nici n-am ieșit bine și erau de asta o macara, n-avea loc să treacă de niște mașini mici în zona industrială, adică ați văzut pe unde era. Și a trebuit să stăm să vină să-și mute mașinile, să poată să iasă macaraua de acolo. Și am rămas pe pauză cât am stat în spatele ei. Și cred că de-aia am prins-o de 15 minute. Deci ar însemna la un 5 să plec din firma. Da, cu siguranță îmi dă să fac Stocksley-ul. Le dă eu la ciocul Stocksley-ul lor. Ui, fraților, să vezi și să nu crezi. Și că plec acasă la ora 5. Incredibil, după 11 ore de muncă. Mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred că se întâmplă asta. Chiar mi-e greu, nu mă grăbesc. E și 25. Și face să ne treacă timpul mai greu. Ca să rotunjim. Au. Să rotunjim și noi la 11 ore. Băi, nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam. Nici nu știu ce reacție să am. Noi am muncit 11 ore de... De când am mai muncit sâmbătă sau duminica. Când făceam atâtea ore. Sper să nu se răzgândească ăștia. Băi, zi lejerul. Nici n-are rost să mai zic ce fel de zi a fost. Evident că lejeră. Bă, am zis eu că am azi vreun subiect, ceva de vlog n-am avut. Am lăit așa. Harcea parcea. Sper să fie ceva acolo și în vlogul ăsta. Și vedem mâine ce mai facem. Bă. Hai că nu mai lungesc, că probabil o să fie, chiar dacă e 11 ore, cred că am filmat o grămadă. O să văd ce bag. Dragii mei, eu vă mulțumesc, ca de fiecare dată. Frumos și elegant. Ăsta a fost vlogul de astăzi. Ne vedem și mâine. Mâine ce e? Mâine e miercuri, nu? Da, ne vedem mâine. Da. Vreau unul să stai Mercedes și nu-l lăsau ăștia clansona. Cu toate că erau la mine în firmă și ăla l-a înjurat și ăsta clansona. Ce cretin. Gata. Asta a fost tot. Vă tare mulțumesc. Ciao, pa.